Te salut, națiune, și îți urez bine venit la Unoclip. Și astăzi vorbim despre Casa Guerlain și vorbim despre linia Aqualegoria, iar parfumul se numește Limon Verde. O compoziție absolut senzațională, o odă închinată naturii, așa cum zice Guerlain în campaniile promoționale. Un parfum alcătuit în jurul notei de lămâie verde, dar și a notei de smochină. Deci dacă iubești nota de smochină, ăsta este unul dintre cele mai frumoase, unul dintre cele mai interesante, unul dintre cele mai bune parfumuri cu notă de smochină. Însă atenție, este o notă de smochină fructată de data aceasta. Este o notă de smochină pe care o poți reîntâlni, de exemplu, în Fico di Amalfi de la Acqua di Parma. O notă de smochină pe care o poți întâlni, de exemplu, în, nu știu, în 78 Vintage Green de la Banana Republic și multe alte exemple. Ăsta este un parfum apărut în 2014 și este creația, bineînțeles, a parfumierului casei, și anume Thierry Vasser. Asta este cutia cu albinuța Guerlain, unde ni se specifică diverse lucruri, chestii, trestii și alte socoteli care nu ne interesează absolut deloc, pentru că nici ambalajul nu ne interesează. Însă ce ne interesează pe noi este sticla, propriu zis, și modul în care aceasta arată. Iar designul acestor sticle din linia Aqualegoria este absolut superb. Absolut superb. Foarte simplist și foarte elegant deopotrivă. Mă încântă detaliul ăsta, de exemplu, de pe capac cu albinuța, dar și plasa asta aurită, care arată absolut senzațional. O prezentare foarte, foarte frumoasă a celor de la Guerlain când vine vorba despre produsele din gama Aqualegoria. Ăsta este un parfum unisex, ca să ne înțelegem foarte clar. În linia Aqualegoria regăsiți deopotrivă parfumuri bărbătești, regăsiți parfumuri de damă, dar majoritatea sunt parfumuri de tip unisex. Ceea ce implică faptul că pot fi purtate atât de doamne, dar și de domni. Iar ăsta, din punctul meu de vedere, este un parfum perfect pentru o astfel de circumstanță, mai ales dacă ești bărbat și iubești nota de smochină. Pentru că pe mine parfumul ăsta miroase absolut senzațional și se comportă foarte, foarte bine din punct de vedere al longevității și din punct de vedere al proiecției. Hai să vorbim rapid despre compoziția acestui parfum, pentru că ne interesează. Avem notele de vârf, bineînțeles, lămâie verde sau lime. În notele de inimă avem tonuri verzi, fruct tropical, smochină și trestie de zahăr. Iar în notele de bază avem boabe de tonka. Deci, o compoziție relativ simplistă, o compoziție deloc complexă, însă foarte interesantă din punct de vedere al mirosului. Compoziția este predominant fructată, dacă vreți, pentru că avem acolo nota de smochină, avem fruct tropical, avem de asemenea nota de lămâie verde din deschidere. Deci este un parfum de tip fructat și vei resimți chestia asta din plin. Mai mult decât atât, parfumul vine și cu o dulceață indusă sau infuzată de către nota de tonka, care vine cu caracterul ei specific, dar mai mult decât atât, ai și o dulceață indusă de nota aia de trestie de zahăr, care este foarte interesantă și chiar simți, dacă vrei, hai să zicem, mireazma, aroma trestii în parfumul ăsta. Însă elementul central este nota de lămâie verde, de lime, care este foarte bine făcut. Parfumul se deschide foarte, foarte luminos, foarte revigorant, cu o notă de lămâie verde foarte suculentă, excelentă făcută nota asta în acest parfum, dar din spate vine foarte rapid nota de smochină. Iar smochina este foarte fructată, este foarte cremoasă, este o smochină de genul ăla dată în pârc, foarte coaptă. Și vine și se combină absolut excelent cu nota de lămâie verde și creează o combinație foarte revigorantă, foarte plăcut mirositoare, foarte luminoasă și foarte cremoasă în egală măsură. Parfumul capătă în urma acestei combinații un aspect sau o tentă extrem de gurmandă. Te duce cu gândul la, nu știu, la un desert fructat. Asta și pentru că, desigur,
ai acolo, lângă nota de smochină, ai nota aia de fruct tropical și ulterior, din spate, vin niște infuzii foarte subtile, foarte micuțe, de tonuri verzi, împreună cu nota de trestie de zahăr. Iar parfumul rămâne, cel puțin la nivelul pielii mele, de la început și până la sfârșit, un parfum relativ liniar. Din punctul ăsta de vedere, mirosul nu se modifică radical, absolut deloc, însă este foarte plăcut. Este foarte delicios, este foarte curat și revigorant în egală măsură. Un parfum purtabil și pretabil, îndeosebi în sezoanele călduroase sau în perioadele anului când temperaturile sunt moderate sau ridicate, pentru că în ziua de astăzi nu mai putem vorbi despre anotimpuri, după câte se vede, și atunci ne referim la perioadele calde ale anului. Deci, tradițional, primăvară, vară, toamnă, cât încă este cald. Dar, sincer să fiu, nu te împiedic absolut nimic să porți parfumul ăsta când dorești tu, în orice perioadă a anului, inclusiv iarna, pentru că mirosul este atât de frumos, este atât de delicios, încât, sincer să fiu, nu văd de ce ți-ai refuzat plăcerea să resimți și iarna implicit. Un parfum care, din punctul meu de vedere, are tendința, deși este un parfum unisex, are tendința la un anumit punct din perioada vieții sale la nivelul pielii să capete o valență ușor feminină și asta în mod deosebit în momentul în care intervine nota de trestie de zahăr. Cam ăla este singurul moment sau singura perioadă din purtarea parfumului când sesizez faptul că parfumul începe să se încline un pic spre partea feminină. Însă, din fericire, ai tonurile alea verzi care vin și contrabalansează chestia asta și, în plus, nota de tonka este, hai să zicem, o notă de tonka neutră, care nu încearcă să fie foarte puternică, să preia conducerea și să aibă un aport foarte ridicat din punct de vedere al dulceții, în așa fel încât să încline balanța definitiv spre partea feminină. Dar fac precizarea asta pentru că s-ar putea să o sesizați și voi la nivelul pielii voastre. Oricum, parfumul este produs, marketat și vândut ca parfum unisex și dacă iubești nota de lămâie verde, de lime și nota de smochină, îți garantez că vei iubi și parfumul ăsta. Este una dintre cele mai bune opțiuni de pe piață în materie de notă de smochină, cel puțin din punctul meu de vedere. Iar eu le-am cam încercat aproape pe toate pentru că pur și simplu sunt înnebunit de nota asta. Un parfum care stă foarte bine la nivelul pielii mele, ca și longevitate, se situează undeva în zona de 12 ore, iar din punct de vedere al proiecției, proiectează foarte bine în primele 2 ceasuri, după care am parte de o proiecție de tip moderat aproximativ 4 ceasuri. Și o proiecție de tip slab încă vreo oră jumate, 2, dar până la sfârșitul purtării, parfumul continuă să se transmită adieri. Deci el nu se trage complet la nivelul pielii, rămâne undeva deasupra, și continuă să-ți transmită mici adieri care sunt foarte plăcute, foarte interesante, mai ales dacă îl porți într-o zi în care mai și adie vântul, zic eu, și atunci este chiar excelentă senzația pe care ți-o conferă. Deci performanță foarte bună pe pielea mea, repet, pe pielea voastră s-ar putea să nu fie aceeași performanță sau s-ar putea să fie și mai bună, Doamne ajută. Însă, pentru mine, asta este experiența cu Aqualegoria Limon Verde. Scenarii de purtare, sincer să fiu, ăsta este un parfum foarte bun din punctul meu de vedere pentru vacanță. Un parfum excelent de concediu, un parfum excelent de mers la mare, de exemplu, de care să-l aplici pe piele și să-l resimți în briza mării. Însă, deopotrivă, este un parfum care poate fi purtat în diverse alte scenarii de purtare, poate fi purtat ca, nu știu, parfum de zi cu zi, la o ținută casual, când ești în oraș, când te duci la o cafea, nu știu, te duci la cinema și așa mai departe, inclusiv la o ținută de tip formală. Sincer să fiu, singurul scenariu în care, hai să zic, nu l-aș vedea foarte bine purtat parfumul ăsta este un scenariu de birou. Și mă refer pentru bărbați. Pentru femei nu ar fi o problemă, însă pentru bărbați, cred că totuși parfumul ăsta nu s-ar regăsi foarte bine într-un scenariu de birou. Nu ar fi în elementul său natural, dacă vreți. Pentru femei nu ar fi o problemă, dar la bărbați ar fi. Un parfum care, zic eu, se adresează atât consumatorilor mai tineri, cât și consumatorilor mai maturi. Un parfum care poate fi apreciat pentru frumusețea sa atât de doamne cât și de domni.
un parfum care primește din partea mea recomandare maximă de achiziție, îndeoseb dacă iubești nota de lime și nota de smochină sau, în general, ești îndrăgostit de parfumurile de tip fructat. Un parfum excelent, o creație excelentă, din nou, de la casa Guerlain, casă care știe să facă tonurile citrice și tonurile fructate într-un fel cum, sincer să fiu, eu n-am mai întâlnit pe nimeni până acum în parfumerie. Asta e. Asta e casa Guerlain. Și ăsta este Aqualegoria Limon Verde. Drept urmare, ca întotdeauna, dacă aveți ocazia, dacă aveți oportunitatea, testați-l, vedeți cum se comportă pe pielea voastră, vedeți cum se manifestă din punct de vedere al mirosului și al performanței și ulterior, dacă vă place, dacă vă încântă, n-aveți decât să-l achiziționați, pentru că banii sunt ai voștri și decizia de achiziție este doar problema voastră. Până una alta, îți mulțumesc, Națiune, pentru timpul acordat, îți mulțumesc pentru atenție, dăm voie să-ți urez toate cele bune. Numai bine!